Are you listening? Damn. Драма, сânge, durere, regrete, neplăcere. Vai, dar ce s-a întâmplat? Andrei Bolucan a făcut o parodie pe un spot video al Ministerului Afacerilor Interne, dar pe asta ar fi trebuit să fie de râs, nu? Dacă e parodie. Da, ar fi trebuit să fie, doar că... Hai să vă explic cum văd eu lucrurile. Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, de Ziua Internațională a Păcii, scoate un mesaj video pe pagina oficială de Facebook. Și eu vreau să vă previn înainte de a vă arăta acel video. E greu să reziști să-l urmărești, pentru că e nevoie de o intervenție a medicilor, e nevoie de niște oameni specialiști să fie alături, pentru că ți se poate întâmpla ceva, de exemplu, poți să-i explodezi. De câte întrebări să nasc în capul tău. Eu nu știu cine exact se ocupă de PR-ul, de imaginea Maiului, cine e responsabil de comunicare acolo, dar acest spot reușește să distrugă cam tot ce mai poate fi distrus în materie de reputație acestei instituții și mai ales a conducerii acesteia. Hai să-l urmărim. Zâmbește. Pentru mine pacea este atunci când arma nu este încărcată. Pacea înseamnă liniștea la hotarele țării mele. Pentru mine pacea înseamnă o societate sigură și pozitivă. Pacea pentru mine înseamnă mai puține situații excepționale. Pacea pentru mine înseamnă înțelegere și respect între oameni. Pacea vine din noi! Ați rezistat? Cum vă simțiți? Putem continua? Bine, hai să o luăm de la început. Fundalul de pe an, de parcă ar fi o dramă romantică din anii 90. Chișinău frumos, o după-amiază frumoasă cu cer senin, doi colaboratori ai ministerului și un copil la mijloc. De ce? De ce? Noi încă n-am văzut întregul video, dar fiind oameni întreji și treji la cap, ne întrebăm ce caută un copil printre acești doi maturi în uniformă. Ce vrea, ce înțelepciune vrea să ne transmită această secvență? Poliția, simbolul familiei, copilul este o afacere internă, nu înțeleg. Pe urmă, ce vedem? Alți doi maturi, dintre care unul, nici nu știi ce caută în acel video. Pe urmă, un tip în uniformă de ziua păcii cu automatul pe braț. Minunat, e ca și cum ai pune un mujic cu pieptul dezvelit cu toporul în mână în pădure și pe deasupra îi scrie să protejăm natura. După care urmează întâlnirea lor în acest punct, moment de incomoditate și frustrare maximă pentru toți actorii implicați, după care apar holubi, cu ce-o greșit. Nu, dar serios, prieteni, ce ne învață, ce ne anunță acest spot? Că este important să dăm mâncare holubilor din centrul capitalei cu automatul pe braț? Sau este important să ne îmbrăcăm în uniformă și să călcăm în găinați? Cui îi este adresat acest spot? Poate unui public larg întâlnit în țara noastră care încă mai crede că automat plus hulub egal pace?
Da, unii din voi ar putea spune, stai mai Andrei, mai că pentru Ministerul de Interne este un video foarte bun și vrei Spielberg să-l regizeze. Nu, eu n-aș fi vrut Spielberg să regizeze această filmare, pentru că dacă Spielberg ar fi regizat-o, Hulubi ar fi mâncat oamenii, ar fi luat automatile și ar fi cucerit lumea, nu? Eu aș fi vrut, dacă tot celebrăm pacea, să o celebrăm într-un mod autentic. Aș fi vrut ca o structură care crapă milioane de euro pe an și se cheamă MAI să nu-și trimată angajații care trăiesc cu 5.000 de lei pe lună, să vorbească în fața camerei despre pace, dar să-și trimată conducerea care trăiește și din plicuri de pe bulevardul Cantemir și conducerea, fără cheltui bani pe filmări inutile și fără chinui hulubi, să tragă la telefonul mobil un mesaj în care două puncte. 1. Să-și ceară iertare pentru impotența cu care se ocupă în continuare de asigurarea păcii în Moldova. Pentru că în continuare un polițist nu poate imobiliza un infractor atunci când asta trebuie făcut. În continuare, polițistul e destul de agramat încât să nu-și poată apăra poziția de om al legii în fața unui simplu cetățean. Inspectorul Corduneanu, prezentați-vă, legitimați-vă. Matali e depășit viteza. Nu trebuie să filmați. Dar ce nu trebuie să filmați? Dar de ce nu trebuie să filmați? Dar de ce nu trebuie să filmați? Dar de ce nu trebuie să filmați acolo? De ce? Acolo să și copia dată la proces. Dar de ce nu trebuie să filmați acolo? Eu vreau să filmez. Dar ce ai să Matali să filmez? Dar și aici, la voi acasă? Da, asta e socotica biroul de servicii. 2. Să-și iară iertare că nu au soluții pe termen lung pentru a combate corupția în rândurile angajaților MAI. Ce cauți în mașină acolo? Negociați? Dar credeți dumneavoastră, bă? Crezi că el se cam rușunează. Și cauți omule în mașină? Și cauți în mașina poliției. Domnule, cum spartea asta? Dar eu stau unde vreau, acolo e carosabil. 3. Pentru că în continuare unii angajați ai MAI sunt personaje de bancuri, dar nu autorități în societate. 30 tisci berdești berioși, Lider. 4. Pentru că arestez un șofer nevinovat pe 30 de zile, dar îl protejez pe primarul Ilan Șor. Împăratul Wi-Fi-ului din Arghei, город герой для иностранных инвесторов. Andrei, calm. Și 5. Pentru că îl omori în bătăi pe Andrei Brăguță și îl placez în arest, în loc să-l trimis la spital. Ni za što on mne posradal, kakim by on ne byl, no on nikomu ničo ne zdelal plakovo. И мы просили первую помощь, первый же день мы просили врачей, помогите ему, муж просил, умолял их. Și mai am o neclaritate, o întrebare apropo de spot, dar mai mult e de ordin personal, dacă îmi dați voie. Eu trăiesc cu 3 copii în casă. Cei care au copii știu ce înseamnă asta. Copiii sunt niște teroriști. Cel mai mare inamic al copiilor și cel mai ușor din vinți inamic este curățenie. Eu trăiesc cu 3 copii în casă, dar niciodată n-am văzut ceea ce am văzut în spot făcut de 6 adulți. Cum s-a întâmplat așa ca 6 oameni adulți să facă atâtea fărmături pe jos? Sper Ministerul Afacerilor Interne să vină cu o precizare. Și eu e ca văzând această capodoperă, bineînțeles că m-am apucat, am frământat aluatul minții, dacă l-am, când l-am, și mă gândeam, și să trag o parodie sau un comentariu? Parodie sau un comentariu? Hai să trag o parodie, zic eu. Și pentru cei care încă n-au reușit să o vadă, spoiler alert, eu am șters-o de pe Facebook, pentru cei care n-au reușit să vadă această parodie, vă arăt acum și vă invit să vedeți ce a ieșit din ceea ce mi-am propus să fac. Ziua Internațională a Păcii. Cum se sărbătorește ea la Chișinău? Dați drumul la hulut! Găinațul vine din Hulubi. Ministerul Afacerilor Poh. Ok, stați un pic, știu că mulți dintre voi sunt gata să comenteze sau poate deja au făcut-o apropo de parodia mea, dar hai să mă ascultați până la capăt, după care ați turnăm în jos comentarii și să continuăm dialogul. Parodia s-a întâmplat vineri, eu vineri am postat-o. Sâmbătă dimineața, Nata mă trezește, cu telefonul în mână și spune: Andrei, tu ai citit articolul? Zic, da, bineînțeles, Nata, eu cât dorm citesc articole, nu e clar? Ești, m-am apucat eu scout, iaca. 1. Vadim Ungureanu s-a apucat și a scris un articol pe blog. Treabă serioasă, băi, scrii pe internet un text, asta sunt literele negre pe fundal alb. Wow, rar și de poate! Trebuie de citit! Și în plus, o chestie interesantă, acest articol este despre parodie pe care eu am făcut-o, dar îi se adresează Natei. Eu nu am citit acel articol în întregime nici până în clipa în care registrez acest video. L-am citit
pe fragmente. Pentru că n-am putut altfel. În momentul în care tu ai o problemă cu mine, dar scrii un articol adresat soției mele în care tu o jignești pe ea și proiectele la care ea muncește, înseamnă că tu în primul rând ai o problemă cu tine. Get your shit together și adresează mie întrebări, doleanțe, propuneri, critici dure. Asta dacă poți, bien sûr, dar dacă nu poți, nemuci ai cum spunea Mihail Sadoveanu. Și dacă tot încerci să iei apărarea Alinei, dacă nu greșesc așa o cheam pe polițista care apare cu copilul în brațe, fă un bine universului, Vadim, și adresează-i și tu o rugăminte domnului Jizdan. Spune-i, te rog frumos, să nu mai exploatezi atât de mult proprii angajați și copiii acestora. Nu de altă, dar pagina de Facebook al lui Jizdan abundă cu minori alături de oameni în uniformă. Și eu până acum mă trudesc să înțeleg cum anume copchii contribuie la imaginea pozitivă a Ministerului Afacerilor Interne. Copchii, hulupi și automati. Ia ca și înseamnă pacea în Republica Moldova. Dar în afară de acest articol mega plin de bun simț, eu m-am trezit pe lumina cu zeci de comentarii din partea unor profiluri false. O savpadenie? Ne dumaiu! În mare parte acești oameni, comentând parodia mea, insistau asupra unuia și același lucru. Umple nasul de sânge sau botul de clafani. Una din două, nu mai țin minte. Și chiar le mulțumesc acestor oameni inexistenți, acestor anonimi, sunt sigur că asta e metoda perfectă pentru a dialoga și a ajunge la un numitor comun. Sângele și clafanii. Apropo, sângele și clafanii ar putea fi încă un slogan afigen pentru Ministerul Afacerilor Interne. Cu plăcere. Acum dați-mi voie și mie să vorbesc puțin despre propria mea creație. Vreau să spun că mi-am cerut iertare într-o postare pe Facebook, dar sunt gata să o fac și acum în fața voastră. Îmi cer iertare de la toți cei pe care am reușit să-i rănesc cu această nu foarte reușită parodie. Recunosc că putea fi mult mai bună parodia din punct de vedere artistic, mai ales dacă nu-i atacam pe oamenii din video, dar insistam mai mult pe ideea că cei din conducerea Ministerului Afacerilor Interne sunt niște minți luminate care permit, îi lasă sau poate chiar uneori și îi impun pe proprii lor angajați să apară în cea mai proastă lumină posibilă. Înțeleg că poate fi nemodest o leacă din partea mea să o spun, dar nu pot să nu o spun. Eu, spre deosebire de cei specializați în sânge și clafani, cel puțin îmi cer iertare. Și nu înțeleg în continuare de ce recunoașterea propriilor greșeli este un fenomen atât de rar întâlnit printre moldoveni, mai ales printre cei care își iau salariile din banii publici. 27 iunie, ziua țării noastre, în care noi toți cu capul sus trebuie să spunem la mulți ani Republica Moldova. Și încă ceva. Dacă mai apare vreun Vadim la Orizont care scrie un articol în care folosește sintagma distrugere de viață și bagă Ministerul Afacerilor Interne în același text, încercați, vă rog frumos, să răsfoiți istoria de la 7 aprilie 2009 încoace. Poate să-l descoperiți pe Botnari, pe Papuc, pe Pânzari și poate să descoperiți că ei toți sunt acum la libertate. Frumos, nu? Poate asta înseamnă pacea, când îi dai voie omului să trăiască liber, chiar dacă o greșit, chiar dacă o dat cu chiorul în chept la un tânăr și l-a omorât. A doua mai ești. Acum, la final, eu știu că v-am promis o altă variantă mai bună a parodiei, dar along the way, în timp ce scriem textul pentru acest video, am realizat că, de fapt, video original este cea mai puternică parodie la tot ce înseamnă un mesaj pentru pace din partea mea. Gata, the damage is done, dragă Alexandru Jizdan. Voi singuri v-ați săpat groapa. Eu însă, sincer, mă aștept ca din interiorul ministerului să apară unele voci, o leacă mai curajoasă, și ele să răsună tare și să spună nu atunci când vine o comandă de sus și spune hai să ne filmăm într-un rahat cu huluci, cu pușcă și cu găinați. Și să-i spunem și înseamnă pașa. Tare sper și mă aștept la apariția unor voci care să spună nu, stop, unor asemenea prostii. All right, iepuraș de soare. Un mare mulțumesc celor care mă susțin pe patreon.com/fedot. Un mare mulțumesc celor care mă susțin pe PayPal, dar și celor care mă susțin VAP. Și fără de voi, asta, eu, ce aici voi vedeți acum în fața voastră, nu ar putea exista. Pașteți dumneavoastră? Danke. Dacă mai e lume care nu a pășit acest prag important în viață și nu a devenit patron al emisiunii Lumina, grăbiți-vă. Făceți-o cât mai curând, că s-ar putea să vă ia pe dinainte domnul Cristian Tabăr, de exemplu, care se trezește de dimineață și după o partidă de șah repede devine donator al emisiunii Lumina. In your dreams, ciuvac. Așa ceva nu se întâmplă. V-am pupat, v-am cuprins, băgați un like și ne revedem data viitoare.